Cei 7 sportivi ai clubului Steaua care au participat la campionatele europene de înot pentru juniori de la Otopeni au fost felicitați pentru rezultatele obținute de către ministrul apărării Vasile Dâncu. Vlad Stancu a cucerit 2 medalii de aur și 2 de argint, iar în proba de 1500 metri liber a stabilit un nou record național de seniori. Sunt foarte mulțumit, aș dori să-i mulțumesc antrenorii Iulia Becheru, părinților mei, celor care m-au susținut, clubului Steaua. Care e cea mai dragă medalie dintre cele 4 câștigate la Otopeni săptămâna trecută? Cea de la proba de 1500 liber, proba mea preferată, dar și proba de ștafetă. A fost fabulos, vă mulțumesc mult că v-ați făcut timp să veniți, v-ați cumpărat bilete și celor care au fost acasă. A fost o atmosferă senzațională și sper să se mai țină concursuri. Bianca Costea a urcat și ea de 2 ori pe podium la ultima participare la o ediție de campionat european pentru juniori. Pentru mine a fost un rezultat minunat, mă bucur că am reușit această performanță. A fost conform antrenamentelor și conform speranțelor mele, sunt extrem de fericită. Pentru mine a fost o surpriză extrem de plăcută că am luat 2 medalii și sunt extrem de mulțumită. Sportivistele au fost însoțiți la acest eveniment de antrenorii Iulia și Cătălin Becheru. Rezultate extraordinare. În primul rând, dintr-un număr de 26 de sportivi, 7 sportivi au fost ai clubului Steaua. În al doilea rând, bineînțeles, medaliile câștigate ne arată că există un nou început în natația românească, un început frumos. Sperăm o nouă generație de aur sau poate chiar mai bine de atât.